corpul își dă seama că e în pericol și atunci te trezești. Omul care sforăie și are apnee în somn, îl auzi noaptea că nu mai respiră și deodată face deodată și s-a trezit și... La fel! Uite așa fac futuți morții, mă, tingă de apnee! O să lupt împotriva și o să te ving, futuți morții, mă, tingă de apnee! Sunt rău! O să lupt cu toate armele împotriva ta, măi! Și o să ving! Știți care e faza, frate, acum? Bă, nu mai suport, bă, mă, deci, bă, mă trezesc noaptea și o văd pe asta dormind, bă, să moară măsa dacă nu cu ceva. Uite așa. Uite așa doarme, mă, trăi, bă, familia voastră, de la sfurăi. Uite așa doarme. Bă, las, o morții, că nu mai suport, îți dai seama, coaie, că e gagică, mă iubesc, ești nebun, m-am săturat, ești nebun, de sfurăi, de... Și bă, dorm, a uitați-vă, bă, trei, bă, să mor dacă... Ia uitați-vă cum dorm, ia uitați-vă. Dorm? Nu, cum dorm eu așa în canapea? Și mă trezesc cu telefonul în mână și aute... Mă trezesc, iau telefonul de jos. Iar sfură, iar încă de telefonul în mână. Bă, sunt somnambul, bă, ești prost? Sunt somnambul, ești prost? Și auzi-o pe asta. Ce dracu visezi, mă, în somn, că te-ai certat cu... Auzi cum am trezit odată de în somn. Dormeam și fac în somn. Ia uite. Doamne, și să pun așa, uite, așa pe felia asta de pâine, așa. Ia uite ce felie de pâine subțire și să dau așa cu un pe ea. Uite așa, să dau cu un pe ea. Așa făceam în somn cu aia, ești prost? Cu aia așa făceam în somn, ești prost? Cu aia ești prost? Și bă... Bă, de când sunt mic am dat asta, ești nebun, la cam n-auzi că mă trezea mama să mă duc la școală și zicea lui mama, bă, vă sun pe mama, ziceam în somn, făcea mama, du-te la școală, Marius, trezi să duci la școală și orice spuneam eu lui mama, adu și mie ligheanul ăla de ciorbă să mănânc aici la pat. Adu ligheanul ăla de ciorbă să mănânc și eu la pat. Mamă, de-abia aștept, am vorbit cu ghiduși, ci că-ți pune o mască de aia să-ți trăiască cu aia dorm. O să fiu Darth Vader, mă, dar măcar dorm, ești prost. Ci că-mi pune o mască de aia, mască de respirație, să vă arăt acum. Darth Vader o să fiu, să moară aia dacă aparat de apnee. Să vedeți cu ce dorm eu în somn, Trăivar, familia voastră. Uitați-vă, Trăivar, familia voastră, cum o să dorm eu în somn. Trăivar, familia voastră, dar măcar nu mai respir. Darth Vader să-ți trăiască familia. Așa o să stau ani de zile, uite așa cu ăsta o să dorm. Cu ăsta o să stau, dar ce vrei, mă, frate, decât să-ți furei? Mai bine stau cu ăsta, nu? Ia uite cum dorm. Așa o să dorm. Ce vreți, mă? Mai râde, mai plânge, mai alea. Mai plânge, mai alea, sigur o să dorm așa. Păi da, ce vrei, frate, dacă... Ia uitați-vă, mă, trebuie, frate. Na, mă, trei, asta, uitați-vă, mă, trei. Stai să mută asta, uite, bă, mai în stâng. Nu se poate așa ceva. Uitați-vă, trei. Cum o să dorm, Darth Vader direct. Stai să mă duc acum la control, să vedem ce îmi spune. Că auzi ce zice, mi-a zis doctorul că pot să mor în somn, ești prost? Hai. Hai, trei, bar, familia voastră. Ce vreme dacă m-am trezit defect? Mă trezesc, dracu, îi dau la asta cu furtunul peste gură, dracu. Ce aveți, mă, sunteți nebun la cap? Ha? Ha? Încep să fac cu furtunul la șarpili! Râdeți voi, da. Uite, mă, apnee de somn, uite. Care e diferența, mă? Da, mă, deci e un mușchi care se contractă, fraților. Și mie mi se contractă mușchiul ăsta. Păi nu e de râs, stai că sunt pe doctorul. Zilul Andreea să-mi dea numărul, să sunt pe doctorul.
Dă și mie numărul la doctorul ăla, să-l sun puțin pe live. Cât timp trebuie să dorm cu ea la gură? Stați, bă, că vorbim acum. Ia uitați-vă cum... Uite așa dormeam cu Bali la gură direct. Barajul Pitralul la gură direct. Doamne, uitați-vă cum am ajuns să... Bă, ce pula mea, mă, mama elefant o să fiu, ești prost? Mama elefant, ești prost? Coie, de ce râdeți de mine, sunteți proști? Dar stați că poate să fie pentru gură sau... Ma, uitați-vă, trei, bă. Ia mă, apnee în somn. Ia să vedem. Imaginați-vă că aici unde țin eu mâna este patul, omul nostru s-a culcat, mandibula lui este mult prea în spate, țesuturile astea de aici o să cadă și pur și simplu se vor plăști în gât aici și o să facă acea obstrucție. Iar atunci când... Adică eu fac deep throat cu aia? Bă. Avem această obstrucție, cel mai nasol lucru care ți se poate întâmpla este să faci apnee în somn. Adică noaptea sforăi, dar la un moment dat corpul nu vrea să mai depună acel efort și nu mai sforăi. Când nu mai sforăi și nu respiri un minut, aia se cheamă apnee în somn. Da, stam, da, saturația ta de oxigen scade, creierul tău nu mai... Salvează-mă, domnul Mihai! Domnul doctor Mihail, salvați-mă, măi, că nu mai pot să dormă nici nevastă mea și nici eu nu pot să dorm. Vă rog frumos, salvați-mă! Primește cât trebuie oxigen și atunci celulele tale din creier încep să moară. Inima începe să sufere, organele intră în hipoxie, corpul își dă seama că e în pericol și atunci te trezește. Omul care sforăie și are apnee în somn, îl auzi noaptea că nu mai respiră și deodată face deodată și s-a trezit și... La fel! Uite așa fac futuți morții, mă, tingă, doamne! O să lupt împotriva și o să te ving, futuți morții, mă, doamne! Sunt rău! O să lupt cu toate armele împotriva ta, măi! Și o să ving! Un inspir forțat care îl trezește și el se culcă și la bineînțeles, ceea ce se întâmplă în acest caz este că ne trezim, ne perturbăm somnul... Mi-a dat mesaj doctorul cu aici, prost? La la, la la, la la! Salut! Salut! Miercuri la ora 1, nu? Da, la ora 1, da. Miercuri. Doamne ajută, că uite, chiar acum vorbeam despre asta cu ăștia. Ora 1, miercuri. Dar și cu prietenul tău, cu ochelari. Nu știu cum îl cheau. Ang. Ang, cu Ang. Și cu Ang. Venim amândoi? Pentru amândoi. Hm? Venim amândoi, nu? Poți să-l tai pe el primul? glumesc. Păi și ce e de făcut? Ce o să-mi faci? Gen, ce-mi faceți acolo? Păi, un consult, adică mai întâi ne uităm în nas, în gură, peste tot și vedem care este problema. Te-am zis că poate să fie o deviație de sep, poate să fie omulețul prea lung, poate să fie, na, mai multe circunstanțe ca să excludem. Și în momentul respectiv trebuie făcut și o polisomnografie, că o să te trimitem la o clinică și pe tine și pe Ang, ca să vă pună un aparat care să dormiți o noapte întreagă. Ca se vadă între orele cât și cât nu respiri, cât respiri pe noapte, e de cât. Am înțeles. Am mai auzit? Da, voi n-aveți aparat, dar trebuie să-mi trimiteți după aia, a? Da, dar trebuie să rămâi internat o noapte întreagă și nu e... Trebuie să spun că... Na, e mai ok să stai acasă și așa. Păi stăm acolo, îți dai seama dacă este pentru sănătate. Ai două aparate de alea să dorm cu Ang? Păi trebuie să întreb. Dacă vorbim mâine când e cu... rezidentul care am vorbit și cu doctorul. Bine. Și vorbim. Bine, hai că sunt pe... exact, îl sun acum ca să văd ce face. Hai. Mersi mult. Mamă, miercuri la ora 1 mâncava și pe asta. E gata, mâncava și pe asta. Am murit direct. Îl sun punk să mă rog la mine. Am murit direct, mâncava și pe asta. Îl sun punk, mâncava și pe asta. Angul răspunde, a murit în capăt. Bă. Să nu răspunde, bă, în capăt. Ang? Miercuri mi-a scris, bă, miercuri. Miercuri mi-a scris.
Miercuri. Miercuri la ora 1, tu și colegul tău cu ochelari. E gata, la revedere. Apnee, la revedere. Chat, vă iubesc, vă mulțumesc pentru donații. Miercuri la ora 1, gata, caput. Sleep. La revedere. La revedere, chat. La revedere. La revedere, chat.